E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune, înșirând cuvinte goale ce din coadă o să sune. Din 1884 ne-a zis deja Eminescu. La sfârșitul lumii cu mesaj nu sta, din stradă pentru stradă, real hip hop. Arta rimilor artistice cu adevărat complexe și complete în mesaj. Nu este accesibilă oricărei persoane care se apucă de înșirat versuri pe o foaie. Majoritatea populației halește de la lanțurile de supermarketuri cu alimente aproape expirate, ieftine, la promoție. La fel consumă și muzica, cu texte ieftine, cu formă de produs, dar măsluit, strălucitor, colorat, dar fără vitamine și nutrienți. Ies pe balcon să mănânc salata Caesar. Adică deșeuri sonore ambalate atractiv pentru consumatori. Tocmai de aceasta, cei care promovează texte infantile au mai mulți urmăritori. Ia cine se simte bine, o mână sus, până în spate, până în spate, până în spate! Pentru că publicul larg e spălat pe creier și imediat halește o gustare fără pretenții. Pe balcon să mănânc salata Caesar. De asta un mare număr de vizualizări și subscriber, rapperi care practic nu au habar despre cultura hip-hop. Și situația asta nu este doar aici în România, și în Statele Unite este la fel. Globalizarea există. Concluzia este că rime gen rap îți poate face aproape oricine dorește. Stilul oprișan e un stil aparte. E vorba de muzică și de viața de noapte. Aici totul merge, frățioare, ca la cartier. Sau nu cu noi, vin ori dă-te la o parte. Dar să dea veșmintele vorbirii, dorurilor vii și patimilor care-ți frământă inima, doar un MC poate s-o facă. Nu-i ca-n Japonia, nu-i ca-n Laponia, bun venit în Babilonia. Aici și boschetari dor la umbră de Ferrari. Vorbesc de noi străini, când pe Doroban sunt multe Lamborghini. Turiștii au un joc. Am ajuns în România sau în Monte Carlo. MC care să-și păstreze identitatea zeci de ani sunt puțini. Rapper cu hituri de club, cu succes de o vară. Noi rupem YouTube-ul, apasă pe rec. Apar precum mărfurile pe rafturi la supermarket. Aceasta este diferența dintre un rapper și un MC. Pe parlamente de boșoroci și fotoroci, pe sus se așează jegul, pânza de păianjen, ce decor. Atât pentru acest episod. Ne revedem în curând cu mai mult hip-hop!